Bună Capricorn și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 16-22 ianuarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip. Pentru cei care sunteți interesați, dragii mei Capricorni, începem cu previziunile astrologice, care arată destul de bine pentru voi. În primul rând, este o săptămână în care Mercur intră în mers direct, începând cu data de 18 ianuarie. Asta înseamnă că reușești să te organizezi mult mai bine. Comunicarea ta cu ceilalți devine mult mai bună și în general se mai clarifică lucruri legate de muncă, legate de studii, de ce nu. Tot în această săptămână avem o conjuncție între Soare și Pluton tot în semnul tău zodiacal. Și asta înseamnă că reușești să închizi ceva legat de viața ta. Poate să fie vorba de o prietenie pe care o închizi. Pentru alți capricorni, discutăm despre un plan de viitor care începe să se schimbe pentru tine, dar este o săptămână bună să pui capăt la acele lucruri care te deranjează. Ai o oportunitate absolut fantastică poți să-ți schimbi modul în care arăți, poți să-ți faci schimbări în general în viața ta. Apoi, în această săptămână, soarele intră în semnul vărsătorului, iar asta înseamnă că începe sezonul vărsătorilor, iar de următoarea săptămână previziunile vor începe cu această zodie. Cât a fost ziua ta, am început cu zodia ta pentru că a fost un cadou din partea mea pentru tine. Și intrarea soarelui învărsător reprezintă pentru tine, atenție, deschiderea unei perioade, timp de o lună de zile, în care tu reușești să-ți faci veniturile să crească. Îți crește încrederea în tine și mai mult decât atât, ai ocazia să faci tot felul de schimbări legate de banii tăi. Tot ce ține de economiile tale, tot ce ține de Valoarea ta personală, vei vedea că îți va crește încrederea în tine. Tot învărsător, avem o lună nouă la finalul săptămânii. Lună nouă care pentru tine se produce pe casa a doua. Asta înseamnă că ai parte, începând cu această săptămână, timp de jumătate de an, de o perioadă în care. Poți să ai parte de o nouă sursă de venit. Poți să te raportezi altfel la valoarea ta și se deschide o perioadă în care pur și simplu începi să, să crești, să înflorești. De ce nu unii capricorni? Poate chiar vă găsiți un loc de muncă, alții sunteți foarte bine susținuți pe vânzări da, și pe achiziții. Cam atât în mare parte, dar această lună nouă să știi că pentru tine reprezintă un moment de creștere în fața celorlalți, în general în viața ta. Da, poate să reprezinte și o avansare la muncă sau pur și simplu se întâmplă ceva în viața ta care te ajută să te poziționezi într-un mod mult mai favorabil în fața celorlalți. Să vedem acum și arhanghelii ce îți transmit, ce trebuie tu să știi pentru această săptămână. Mesajul pentru tine este eroul spiritual. Numerele importante, așa cum poți observa, sunt 4, 7, 11, 2, 47 iar culorile importante pentru tine sunt albastru în mod special, deci culoarea comunicării, dar și argintiu, mov sau auriu. Arhanghelul Mihail este cel care îți transmite următorul cadou, următorul dar și îți spune în felul următor. Sunt luptătorul luminii divine care triumfă asupra forțelor întunericului. Insuflu curaj celor care se ridică împotriva nedreptății și minciunii. Înlături din ființa ta negativitatea și emoțiile perturbatoare. Se pare că tu, în această săptămână, vei avea curaj să te ridici împotriva acelor nedreptăți care poate ți s-au făcut, sau vei avea curajul să uh, mergi mai departe, vei avea curajul să-ți pui părerea. Și poate chiar să fie o săptămână în care vei deveni un erou între prieteni, la muncă, în viața privată, în general în viața ta. Să vedem în continuare și tarotul ce îți transmite pentru această săptămână. Ce trebuie tu să știi? Să vedem, dragi Capricorn. La baza pachetului pentru tine avem Regina de Spade, care vorbește despre o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar cartea vorbește despre acel moment în care în viața ta lucrurile încep să se clarifice, să se organizeze ceva mai bine. Unii poate chiar aveți o legătură puternică în această săptămână cu o instituție publică sau poate chiar știu eu cu o persoană cu uniformă. Într-o situație în care lucrurile nu prea au funcționat, ele încep să meargă, începând cu această săptămână. Prima carte, Turnul pentru tine, care vine cu un eveniment neașteptat legat de o relație, se poate clarifica în sfârșit o relație de prietenie, o relație de la muncă. O relație, în general, cu ceilalți, dar turnul vorbește despre o rupere dintr-o situație toxică. Atenție! Poate să fie pentru unii capricorni și un moment de conștientizare. În mintea ta, 8 de băte este o săptămână în care ești solicitat, vorbești mult la telefon, primești multe mesaje, multe e mail ai multe drumuri de făcut, dar te văd entuziasmat, te văd bucuros, plin de viață, energic. 8 de băte poate să însemne și un succes pentru tine. În inima ta, regele de monede care te reprezintă pe tine, în acest context, în plan personal, ai pe cineva pe care tu te poți baza. Este chiar și o săptămână în care tu vei reuși să îți stabilizezi, să îți rezolvi o problemă personală sau uh, poate să însemne și faptul că reușești să-ți organizezi mai bine o relație, ceva în casă, ceva legat de familia ta, de viața ta privată. Ești stâlpul celorlalți. Ceilalți se bazează pe tine. La baza manifestărilor tale avem doi de spade, o decizie pe care tu o ai de luat în această săptămână, o decizie importantă, dar poate să însemne și acel moment în care tu eviți să comunici, ești foarte concentrat pe ceea ce ai de făcut. Fie că este vorba despre muncă, fie că este vorba despre activități pe care tu le faci în viața ta, la modul general vorbind. În exteriorul tău avem magicianul. Ai legătură cu o persoană care are o foarte mare încredere în forțele proprii. Poate ai legătură cu cineva care se ocupă cu mai multe lucruri în același timp. Dar este și o carte care vorbește despre cineva care își face planuri în legătură cu tine. Cineva care vrea să te cucerească, cineva care vrea să cunoască mai multe lucruri despre persoana ta. Apoi avem pajul de monede. În plan personal, poți avea o legătură cu o persoană mai tânără sau poate chiar cu o persoană care studiază. Da, cineva care face un curs, poate persoana iubită, cineva din familie, un prieten, cineva te analizează, cineva te studiază, dar văd aici un răspuns pozitiv legat de bani sau legat de viața ta. Poate vrei să faci niște schimbări în casă, poate vrei să-ți cumpere o casă sau poate vrei să uh, faci schimbări în general în viața ta. Există multe posibilități în această săptămână. Apoi avem pajul de spade. Pajul de spade vorbește despre faptul că, în plan profesional, cineva este interesat de tine, cineva dorește să te cunoască mai bine, dar cartea poate să vorbească și despre acel moment în care tu ești sub atenția unei persoane. Da? Cineva îți analizează CV-ul, cineva analizează modul în care tu te comporți, cineva îți analizează munca Văd o puternică energie de noi începuturi aici pentru tine Te văd foarte concentrat pe ceea ce faci și cred că tu în această săptămână vei reuși să-ți clarifici acea problemă pe care tu o ai Dragii mei capricorni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. De asemenea, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și te invit cu drag la previziunile zilnice pe Zodii, dar și la previziunile pentru luna ianuarie, la previziunile pentru anul 2023, atât analiza de tarot cât și analiza de astrologie te îmbrățișez cu drag, la mulți ani, dacă îți sărbătorești ziua de naștere în această săptămână, să ai parte de tot binele din lume și să ne revedem cu bine și data viitoare.